Force Amin Plus 80 Biostimulator cu 80% aminoacizi liber pentru culturi de excepție. Force Amin, creștem alături de cei mai buni prin Patreon Fertilizer. Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura la raport, așadar după o primă oră în care am purtat un dialog între fermier și ministrul Agriculturii. Eu sper să fi fost benefic acest dialog, să fi ajuns așa la un numitor comun, iar situațiile astea tensionate să dispară. Continuăm cu un alt dialog de data asta cu domnul Ioan Oleleu, vicepreședintele ANSVSA. Bună seara! Bună seara dumneavoastră, bună seara ascultătorilor postului dumneavoastră respectiv AgroTV și vă mulțumesc pentru această oportunitate. Și eu vă mulțumesc, poate din prea multă adrenalină acumulată în prima oră a emisiunii. Trebuia să o prezint întâi pe doamna Georgiana Udrescu, vicepreședinte Capri Rom. Bună seara, mulțumesc pentru participare și sper că ați trecut peste această mică impolitețe din partea mea, mea culpa. Haideți să vedem cum ne situăm acum la început de an, pentru că sunt mai multe teme, mai multe subiecte pe care aș vrea să le discutăm, să le dezbatem împreună. Și dacă tot suntem la o masă a dialogului, la un la o astfel de întâlnire vreau să adresăm câteva întrebări domnului Oleleu. Eu am aici mai multe teme, cu siguranță că aveți și dumneavoastră, au și cei de acasă. Ne pot contacta, ne pot scrie pe mai departe pe aceeași pagină de Facebook AgroTV, acolo unde suntem în transmisie directă. Aplicarea OG-ului 42 pe 2004, da? vorbim aici despre modificarea ordinului 35, să fie modificată în folosul fermierilor constituirea unui grup de lucru împreună cu asociațiile de profil și medicii concesionari care își desfășoară activitatea în ferme și cunosc problemele reale. Haideți să le Luăm, doamna Udescu, da. începeți dumneavoastră. Mulțumesc pentru invitație, să... în primul rând, și vă doresc un an cu multe realizări, că e prima dată când ne vedem pe acest, pe 2024. Corect. Uh, mulțumesc, domnule președinte, pentru că a fost disponibil și de ca de fiecare dată spune prezent uh, în fața fermierilor și al mediului asociativ. Este vorba de OG numărul 42 pe 2004 cu modificările pe legea 236 pe 2019. Uh, să lămânim uh, trăspătătorii și fermierii, este vorba de exploatații de tip A, deci acolo unde fermierii care vor să depună un proiect european da. sunt obligați să fie exploați de tipa. Că trece proiectul, că nu trece, ei trebuie să se constituie. Lăsim reticențe pentru că sunt costurile, pentru acțiunile uh, obligatorii, sunt, uh, trebuie să le plătească fermierul. Fiind de tipa, el trebuie să achite toate obligațiile uh, către medicul veterinar. Și avem în acest în acest OG, avem acolo stipulat că se poate ca autoritatea să suporte cheltuielile acestor acțiuni sau intervenții obligatorii. Sigur, este este o temă de discuții foarte bună, un subiect care s-a discutat în ultima perioadă. Mai concret despre ce este vorba, practic, la, nivelul, la nivel național, Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor asigură supravegherea sănătății animalelor în conformitate cu programul strategic. Programul strategic se traduce în practică prin acțiuni sanitar-veterinare care se efectuează la animalele din exploatațiile de la nivel național, acțiuni sanitar-veterinare, care au două componente din punct de vedere financiar. Pentru gospodăriile populației, toate aceste acțiuni sanitar-veterinare din programul strategic, efectuate de către colegii medici veterinari concesionari, sunt gratuite, suportate din bugetul de, de stat pentru animalele care se află în exploatațiile comerciale și în exploatațiile comerciale de tip A, o parte din aceste acțiuni sanitar-veterinare sunt suportate așa cum spunea doamna vicepreședinte de către uh, fermieri. Uh, începând din anul 2022 și în anul 2023 am luat uh, în discuție ca toate aceste acțiuni sanitar-veterinare care se efectuează conform programului strategic să fie gratuite și chiar suportate, nu atât din bugetul Autorității Naționale Sanitar-Veterinare, vorbim de bugetul național, bugetul României. În, în acest an avem o astfel de inițiativă, totul se rezumă la sumele de bani pe care noi putem să, să le primim din bugetul consolidat la nivel național. Sper să reușim în anul 2024 ca aceste acțiuni care sunt în exploatațiile autorizate, înregistrate din punct de vedere sanitar veterinar, la, la speciile de, de interes economic să reușim să le achităm din, din bugetul statului, cu atât mai mult cu cât aceste entități, aceste exploatații sunt constituite în anumite forme juridice, PFA-uri, SC-uri, SRL-uri și justificarea ar fi oarecum și logică, pentru că ele aduc un venit destul de consistent la bugetul național și ar fi chiar o normalitate ca aceste acțiuni. Până atunci, Bine, vom, vom reuși. Trebuie, trebuie spus faptul că România este printre puținele țări de la nivelul Uniunii Europene, unde avem un program strategic care este suportat într-o măsură foarte mare de către bugetul național. Acest fapt se datorează și maturității serviciilor sanitari veterinare care au o analiză. La zi, a ceea ce înseamnă riscurile a, privind a, domeniul sănătății, sănătății animalelor. Da, este în concluzie, este o prioritate pentru, pentru noi, ca toate acțiunile în conformitate cu programul strategic să fie efectuate a, de către colegii din teritoriu și suportate de la a, bugetul național. O altă componentă foarte importantă unde a, venim și în sprijinul fermierilor. Sunt o parte din analizele de laborator, care pe bolile declarabile și carantinabile se suportă din bugetul național. Iar din, acest, din această perspectivă, și în anul 2024, o să facem eforturi pentru a crește în continuare capacitatea analitică a, a României. Pentru că în exploatațiile de la nivel național avem două tipuri de monitorizări. Avem o monitorizare conform programului strategic pe bolile majore, fie că vorbim de TBC, antrax, bruceloză, campilobacterioză, tricomonoză pentru anumite efective care fac obiectul exportului în țări, în țări terțe, dar mai există o componentă foarte importantă acea patologie care trebuie să fie supravegheată. Și aici, în perioada următoare, va fi o discuție foarte punctuală. O patologie în exploatațiile, exploatațiile zootehnice care trebuie să fie supravegheată prin implicarea fermierilor și a colegilor medici veterinari din, din teritoriu. Fie că vorbim de anumite boli metabolice, parazitologia care o avem în exploatațiile, exploatațiile comerciale. Iar la acest aspect avem în, în studiu, în momentul de față, stabilirea unei noi foi de parcurs privind această monitorizare printr-un program de autocontrol care trebuie să și-l facă fermierii, iar în cadrul acestui program de autocontrol, noi, ca și autoritate în domeniul, în domeniul sănătății animalelor, să venim cu o capacitate extinsă analitică a laboratoarelor la nivel național, o rapiditate mai mare de a elabora și de a pune la dispoziție buletinele de analiză Urmare a probelor care vin în laboratoarele, laboratoarele noastre. Iar din acest punct de vedere al laboratoarelor sanitar-veterinare, România deține pe domeniul sănătății animalelor, prin structurile județene, cea mai complexă structură și. Cea mai dotată structură analitică de la nivel european a unui stat. Niciun stat de la nivelul Uniunii Europene nu are această configurație a laboratoarelor sanitar-veterinare care se regăsesc în toate județele de la nivel național. Sigur, această capacitate analitică trebuie dezvoltată în permanență și în clar că e nevoie și o corelare în funcție de patologia care apare, care este în, în modificare sau de anumite provocări, de anumite boli care apar în diferite zone ale, ale lumii sau ale Europei. Da, deci o mulțumesc frumos pentru răspuns am, a fost doar ce s-a încheiat o, o depunere a planul fermier și am găsit o licență în rândul plinilor pentru aceste spuneau dacă nu se aprobă proiectul eu rămân cu costurile și mi-am dorit foarte mult și chiar a venit mânușa această emisiune da. ca să putem să informăm tinerii că pe viitor poate reușim să, să poată fi finanțate și de, de tipa să nu mai există... Sigur, aceste... ar, fi, ar fi un ajutor și pentru, și pentru noi, pentru serviciile sanitar-veterinare, am supraveghea mult mai, mult mai simplu această, această zonă de animale din exploatațiile autorizate și înregistrate din, din punct de vedere sanitar-veterinar pentru simplu fapt că nu ar mai fi uh, o reticență privind efectuarea acțiunilor sanitar-veterinar. Faptul că uh, fermierul este nevoit să plătească uh, parte de manoperă sau chiar anumite produse biologice în, în unele cazuri pentru acțiunile sanitar-veterinare. Și motivant uh, și să putem să, să devenim persoane juridice, pentru că asta ne dorim cu toții, ca acest fermier <coughs> să poată fi fiscalizați, și e un mod de face să devină persoane juridice fără să aibă uh, tot timpul motivație aceste costuri și uh, relațiile cu medicul veterinar. Această, uh, acești oameni pot să-și până la urmă medicul veterinar dacă. Nu sunt costurile așa mari, mai sunt discuții în teritoriu, știți că nu se înțeleg fermierii cu medicul veterinar și ar da posibilitatea să poată să-și aleagă până la urmă, să poată să aibă o, o colaborare foarte bună, medicul cu fermierul. Noi încurajăm și le, îi rugăm să fie aproape de medicul veterinar pentru că e cel mai important om din fermă, adică fără medicul veterinar nu poți să desfășuri activitatea corectă și să preîntâmpini anumite probleme majore. Dar mai sunt situații când nu există comunicare și atunci asta ar fi o variantă de compromis sigur, de cele, de cele mai multe ori colaborarea este una pozitivă între medicul veterinar și fermier dar trebuie să recunoaștem sunt și situații care nu sunt, nu sunt la locul lor situații în care nu există o bună colaborare între medicul veterinar concesionar dintr-o anumită localitate dintr-o anumită comună și fermierul respectiv, până la urmă avem și această și există și această posibilitate ca pe anumite acțiuni care chiar dacă sunt concesionate de către medicul veterinar să dețină un alt contract cu un alt medic veterinar constituit în condițiile, în condițiile legii. Ideal și trebuie să găsim acea formulă de colaborare ca pentru acțiunile din cadrul programului strategic, să se desfășoare cu medicul veterinar concesionar, care are un contract câștigat la o licitație publică în localitatea respectivă. Acest lucru, acest lucru este necesar și pentru a păstra puterea, Serviciilor sanitar-veterinare la nivel, la nivel teritorial, puterea în sensul de a avea medic veterinar în fiecare, în fiecare comună. Ne dorim acest lucru, că dacă ar fi astăzi să facem o analiză, o să vedem că, din păcate și din fericire pentru noi, pentru medicii veterinari, cam medicul veterinar este ultimul specialist care a mai rămas și este prezent în. În mediul rural. Acest fapt se datorează și efortului care s-a făcut și se face în continuare prin plata anumitor acțiuni din cadrul programului strategic de la bugetul național. Avem nevoie de medici veterinari în, în teritoriu pentru că odată pierdut specialistul din, din teritoriu, foarte greu, mai determini, mai ales colegii mai tineri, nu sunt foarte determinați să facă acest pas către o zonă, o zonă rurală. Iar o lipsă de motivare, trebuie să recunoaștem, o, o motivare și o motivare financiară pe lângă motivarea profesională este una din, sau ar fi una din soluțiile să avem servicii veterinare puternice în, la nivel național. Bun, 10 secunde de publicitate și ne întoarcem. Seminis reprezintă un prim pas pentru legumicultorii care își doresc performanță. Haideți că am revenit în direct. Vorbim pe mai departe despre modificarea ordinului 35, da? Da, deci tot de la fermiere am informațiile cu ei, am discutat la ultimele ședințe și se punea problema dacă s-ar putea adăuga pe acea listă de acțiuni uh, suportate de la bugetul de stat uh, și alte, să adăugăm alte, nu știu, de parazitări, um, alte acțiuni, dacă permite, nu știu, bugetul sau se pot adăuga, dacă am schimba ori nu, 35 pe 2016. Aș dori să fiu foarte sincer uh, și cu dumneavoastră Chiar, și, cu, și cu fermierii. Uh, teoretic. Uh, și chiar și practic putem să adăugăm și avem această disponibilitate, totul se reduce în jurul sumelor de bani. Atât cât ne poate permite bugetul la nivel național, putem să facem aceste completări cu programul strategic. Dar, la nivel național, noi avem o analiză de risc pe care o facem anual și în baza analizei de risc care se efectuează acest program strategic se adaptează și se implementează în teritoriu. Acolo unde programul strategic nu acoperă patologia din, din exploatațiile comerciale, venim cu un, cu un ajutor de monitorizare a anumitor boli, în speță dacă vorbim aici la modul concret de problema parazitologică din, din exploatațiile comerciale, problema parazitozelor printr-o monitorizare a acestora, dar tratamentele în momentul de față trebuie să le fac fermierii. Aici discuțiile le avem în permanență atât cu colegii medici veterinari din teritoriu, dar în special cu specialiștii pe care îi avem la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, specialiști de marcă, specialiști de nivel european, cu care efectuăm aceste analize de risc. Sigur, se poate discuta și extinderea programului strategic pentru anumite afecțiuni care Ridică probleme din punct de vedere economic în timpul exploatării, dar, repet, toate aceste chestiuni ridică probleme de ordin financiar și e nevoie să vedem de unde avem și de unde luăm aceste sume de bani. De altfel, și anul 2024, în cadrul programului strategic și bugetului pe care îl, îl avem, este unul, destul de, este unul destul de consistent și nu pot să fac în momentul de față o promisiune fermă că acest lucru se va întâmpla, se va completa programul strategic, dar pot să vă asigur că este o prioritate a noastră a conducerii actuale a autorității naționale sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor și sper să găsim înțelegerea și la ceilalți factori decidenți pentru a veni și cu această măsură în sprijinul uh, fermierilor. În schimb, o altă, o altă componentă pe care noi o avem, foarte importantă, aceea instruirilor periodice pe care o facem cu colegii, cu medicii veterinari, atât noi uh, prin medicii veterinari uh, oficiali, cât și colegiul medicilor veterinari, instruiri pe care le, le fac în teritoriu pentru a fi tot timpul în, în acea poziție de a fi înaintea anumitor afecțiuni și a ști în permanență ceea ce avem, care este realitatea patologică din exploatațiile de, de animale. De altfel, anul 2023. A fost un an în care s-au deschis anumite piețe pentru animalele vii, în special ovine. Este o provocare pentru noi. Putem să garantăm tot ceea ce înseamnă sănătatea animalelor la ovine și bovine. Mai puțin e o problemă cu porcul în momentul de față. Pentru bolile. Care necesită garantare și garanție din partea statului către anumite servicii sau entități private din anumite țări, de la nivel național. Bun. Haideți să luăm și publicitate, pentru că ne mai despart puține momente, și după pauză o să revenim în aceeași formulă. Între timp, cei de acasă în mod special crescătorii de animale, dacă au anumite lucruri pe care vor să le discute cu domnul vicepreședinte Oleleu, o pot face fie sunând la numărul de telefon afișat pe ecran, fie transmițându-ne întrebări, mesaje pe pagina de Facebook AgroTV, acolo unde emisiunea noastră este în transmisie directă. Publicitate și ne reîntoarcem.